Astea sunt colierele mele fixe pe care le iubesc. Crocodil, perle, chestii de fetiță, crocodil, șarpe, iarăși crocodil. Superbe. Dar de ce să fie de fetiță? I'm not a little girl, I'm a demon. Ce toată lumea nu crede că mai e de mai empatezi această plajă. Astea, aici este cutia cu perluțe, care în mod normal și perluțele astea trebuiau să fie în cutie. Articiu, Ilea Jorseit. Hai să punem altceva. Like, cu ce s-ar potrivi? Nu știu cu ce s-ar potrivi, revin. Așa, deci avem asta. După care aici sunt bijuterile mici și finuțe, care niciodată nu sunt purtate singure. Tot timpul trebuie să fie purtate multe pe mână, pentru că I don't like să fiu finuță. Îmi pare foarte rău pentru cei care își doresc să fiu finuță, but it's not me. Asta ce s-a întâmplat? Mi l-ați distrus. Nu mi l-ați distrus. Aici ai distrus. Biciuteriile mele, la fel ca și multe piese de la The Movie sau de acasă, sunt o panoplie, o colecție de bijuterii care sunt bijuterii moștenite, bijuterii pe care le-am licitat la casele de licitații, glablonțuri care îmi plac, poate coliere care, pentru că sunt glablonțuri, imită coliere din Belle Époque, și pe care le-am luat de peste tot, le-am strâns de-a lungul vieții. Bine, tu nu fă griji, că eu și la ele fac curat. Pentru că mie nu-mi place să țin multe lucruri. Țin lucrurile doar care le port în anul ăla, nu-mi place să fac clutter, știi? Andrei? Da. Da, Andrei. Andrei? Da. Hai, punem un colier. Andrei, vrei să fii majordomul meu? N-am timp. Ba da, că te... Ai, n-am stricat nimic, ăsta pune-l. Că te plătesc mai bine decât la televiziune. Like, for real. Și o să... Da, nici nu poți să fii majordom meu, că îți pică tot din mâini. Nu văd de părul tău. Da, păi, pentru că ești nătâng. Vezi de păr sau îl ridic? Da, am văzut. Da. Gracias. De o cameristă. Astea sunt gheruțele mele. De când aveam degetul amputat. Yes, cringe, I know. Dar am avut degetul amputat la un moment dat, atâta pentru că am vrut să fiu gospodină. De atunci nu s-a mai întâmplat niciodată. Dar nu se mai vede. A fost asta. Ah, da, prezentam la o altă televiziune, o emisiune, dacă țineți minte, că eram bandajată. Și m-am gândit în timpul anesteziei, că dacă nu mai pot să pun degetul la loc, ce fac? Și am zis că îmi fac niște gheruțe din astea, mai multe. Uite, am inclusiv așa, îmi fac niște gheruțe din astea să nu se vadă că n-am un sfert de deget. Dar, pentru că sunt un om iubit de Dumnezeu, degetul este la loc. Uite-l. Așa, să revenim. Și astea sunt doar adunate așa anul ăsta, pentru că dacă aveam bijuterile de toată viața, eu cred că tu veneai pe aici pe potecă, înțelegi? Și restul erau numai bijuterii. Dar, în general, le cumpăr un obiect, o podoabă care îmi vorbește. Sigur, am și bijuterii scumpe, am și bijuterii mai puțin scumpe, am bijuterii cu pietre prețioase, stați că nu vă stresați, că nu stau în apartament, sunt la bancă, dar, în general, cumpăr bijuteriile care îmi vorbesc, de oriunde mă duc, știi? Deci, aici, stai că ăștia au și din astea, tu că am și uitat, uitau și cercelaș. Aici sunt colierele care sunt cu pietre din astea. Aici sunt coliere de perle care sunt mai complicate. Hence, like this. Așa. Bine, aici sunt ce? A, aici sunt coliere și broșe și brățări din perle. Recent am cumpărat o bijuterie de la
o doamnă care, mă rog, este mai mult remediu decât bijuterie, de la o doamnă care face Feng Shui. Și acum, știi, mi se pare că le zic că e noua brățară love de la Cartier. Pot să zic Cartier pe cameră că nu avem Cartier în România, asta e liniștit. Numai Cartier. Cartiere avem mai multe. Deci, aici avem diferiți cercei de diferite modele pentru diferite situații. Spre exemplu, din ăștia am doi. Nu port niciodată doi, port tot timpul câte unul, pentru că mi se pare că doi ar fi cam prea mult. Aici avem tot niște broșe cu niște brățări și niște cercei care sunt foarte super realiști, dar nu încap în tot compartimentate. Și sunt așa. Sau mai că nu-ți plac ție. Că ție nu-ți plac personajele, ție-ți plac... Nu știu ce-ți plac. Aici mai avem de completat. Aici sunt cercei. Au! Au! Și aici mai avem de completat, however... Am găsit la un magazin această broșă cu diamante și mi se pare absolut fantastică. Cam greu de purtat și complicat de purtat, dar ca piesă cu diamante și perle... Puteam să-i pun părul tici, o garsonieră, dar am preferat să-mi iau o broșă. Splendidă. Never mind! Ioe, da, asta, drăguța de ea, ce caut aici, iubire mică, că tu trebuie să fii... Stai, acolo, și tu trebuie să fii în zona asta. Și aici, mai am rep... Ah! Sunt foarte mândră de... Sunt foarte mândră de aceste două agrafe pe care scrie drama, căz I am the drama. Și mai am de pus eu niște lucruri, dar... Trebuie să le jorsăi. Am și piaptă în depăruți. Din păcate nu mai știu cum să-l aplic. Trebuie să vină Claude. Stați un pic. Aoleu, că m-am ostenit. Ceva de genul, da. Îl lipim cu super glue. Nu vă stresați prea tare. Că de când l-am cumpărat de la doamna Albulescu, mă, dar am învățat și nu mai știu cum. Iei părul, dar nu iei și faci așa, iei în whatever, ideea e că el stă așa și splendid. O să mai învăț, că mă duc să mă văd. Și ăsta era aici și ce mai avem, că am spus mai era ceva drăguț. Ah. Și am chestia asta de la prietena mea, Anca, care a dus-o din, după ce am urlat ca o isterică, că îmi trebuie și mie. A cumpărat-o de la un designer din Mykonos, foarte talentat. Și uite cum se pune. Pui așa, ce pui așa, and basically, vrei să-i sai, ai și cercelași, vezi? Ai și cercelași, ei, tu filmează-mă că asta nu ce operă artistică face. Ai și cercelași. Și ai și aici așa ca un fel de... Ești un fel de cadână, dragă. În fine. Mai sunt multe chestii de luat și de făcut și de gândit și de pus de aici. De exemplu, unde sunt, like, 'cause they are not, agrafele cu toate lucrurile. A, acolo. Și după aia am o colecție întreagă de fluturi. Mi-aduc aminte, trebuie să vă uitați la un serial. Cred că pot să zic asta, nu? The Great. Că îl găsesc oriunde. Este cu Elle Fanning. Și este despre Caterina cea Mare a Rusiei. Și când ajunge Rusia, o cunoaște pe mătușa lui Petru, care aia săracă. Aia vrea, voia să antreneze niște fluturi, să facă ce voia ea. Și la un moment dat, Ecaterina o întreabă, cum de ești așa de liberă? La care asta se uite la ea și zice, mă ajută că toți cred că-s nebună.
Și atunci, de la acest lucru care pe mine m-a inspirat teribil, mi-am cumpărat și o colecție vastă de fluturi. Aici aș vrea să intre în montaj, dacă se poate, să nu tăiați asta, nici această indicație regizorală, pentru că totuși am niște valențe. Aș vrea să intre în montaj o poză pe care mă duc să o trimit. Nu, am vreo două. Cu fluturi roz, cu fluturi roșii, cu fluturi negri în cap și le pui alea la montaj ca să vadă oamenii că am o vastă colecție de fluturi, că nu mai am chef să deschid și sertarul ăla. Margaret Thatcher este prezentă. Bine, nu cred că ar fi purtat ochelarii ăștia Thatcher, dar fie. Do I look crazy enough for you? I think so.